Sindromul de oboseală cronică reprezintă unul dintre cele mai des întâlnite simptome alături de durere. Este reprezentat prin mai multe stări care apar destul de persistent în viața noastră de zi cu zi, și anume o stare de rău generalizat, simptome neurovegetative și psihologice, stare de rău general, anxietate crescută. Este un simptom care nu cedează la stare de repaus sau prin odihnă. Apare de cele mai multe ori după o perioadă mare de stres și de activitate continuă și nu este ameliorat în niciun fel, nici prin medicație, nici prin repaus, cum spuneam mai înainte. S-au făcut diverse analize, inclusiv RMN, tomograf, și nu reiese că ar fi o modificare la nivelul scoarței cerebrale. Foarte bune rezultate în acest tip de problemă o au terapiile cognitiv-comportamentale și terapiile de relaxare. Este foarte important ca în momentul în care este diagnosticat acest tip de problemă să încercăm să schimbăm puțin modul de viață, în sensul că ar trebui să găsim o modalitate de a ne relaxa, în sensul de a ne schimba puțin modul de a privi lucrurile referitor la viața noastră de zi cu zi, poate chiar la schimbarea unei alimentații și a unui stil de viață sănătos. Este foarte important să nu intrăm în panică, să nu ne creăm angoase și stări de anxietate datorită acestui fapt, pentru că, de regulă, acest tip de problemă apare mai mult la femei și la tineri, care sunt, după cum știm, mai angoasați decât ceilalți sau își fac griji mai mult decât bărbații. Și trebuie să fim conștienți că lucrurile astea se pot rezolva, doar că este nevoie de o foarte bună gestionare a situației de zi cu zi și a vieții noastre în general.